Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea ne vorbește azi despre soldații viitorului, asasinii telepatici, Dadasev, mediumul sovietic care a uimit lumea. Mintea umană, scutul personal. Mintea este cea mai puternică armă a omului, dar deși sunt folosite de secole, capacitățile uluitoare ale creierului au rămas în continuare învăluite de un mister. Cel puțin pentru majoritatea oamenilor, nu și pentru guverne sau forțe oculte. De sute de ani, savanții se străduiesc să dezlege modul misterios în care acest organ complex acționează asupra organismului nostru și chiar asupra obiectelor din lumea înconjurătoare. Telepatia, telechinezia, hipnoza, premoniția sau clarviziunea sunt fenomene pentru care nici azi nu s-au găsit explicații mulțumitoare. De fapt, aceste puteri miraculoase se află în stare latentă în fiecare dintre noi. Autosugestia sau chiar un simplu gând au o forță uriașă. Ele pot schimba destine, pot ucide și pot salva. Transmiterea unor ordine către anumiți subiecți, determinându-i pe aceștia să le execute exact și fără împotrivire. Aceste ordine se pot transmite prin telepatie, dar nu oricine poate coordona controlul minții. Dar ce este telepatia? Telepatia și abilitățile telepatice umane există. Telepatia și abilitățile telepatice umane. Există telepatia și cum să o controlăm. Telepatia e o capacitate naturală a omului, de fapt capacitatea creierului uman, de a transmite gânduri și sentimente de la o persoană la alta, indiferent de distanță. Se pot controla abilitățile telepatice? Se pare că există o modalitate ușoară de a dezvolta capacitatea de a transmite și de a citi gânduri. Savanții ruși au dezvoltat o tehnică destul de simplă prin care pot trezi capacitățile aflate în stare latentă la anumiți indivizi și astfel pot descoperi pe viitorii candidați la educarea telepatică. Aceasta e un prim pas în selectarea viitorilor asasini telepați. A fost dat publicității clandestin un ghid folosit de savanții ruși. Un ghid care reprezintă primii pași. Astfel, savantul telepat stătea la mică distanță față de subiectul experimental, cobaii telepați. Cei doi aveau fiecare o foaie de hârtie și un pix. Cei doi trebuiau să se relaxeze, să se concentreze și să renunțe la toate gândurile, să-și golească mintea. Urma controlul respirației, astfel prin concentrare se ajungea la o inspirație profundă și expirație asemenea. Apoi savantul desena ceva pe hârtie, fără ca experimentul să vadă ce. Primul memora imaginea și își imagina cum aceasta se ridică din pagină în aer. Apoi își imagina culori, după care savantul își imagina că experimentul văzuse imaginea desenată. Imediat savantul cerea experimentului să schițeze ce i-a venit mai întâi în minte, orice ar fi. Trebuia să înfățișeze acel gând, acea imagine din capul lui care a apărut în acel moment. Dacă schematic cele două desene semănau, subiectul era promovat la pasul 2. Dacă nu, se renunța la acel posibil candidat. Telepatia involuntară și premonițiile. Telepatia este transmiterea gândurilor la distanță. Mulți materialiști convinși de necesitatea explicării oricărui fenomen dintr-un punct de vedere care să nu contrazică teoriile științifice general acceptate, neagă existența telepatiei. În același timp, există o mulțime de dovezi care indică faptul că telepatia este reală. Telepatia poate fi indusă, dar și involuntară. Se cunosc multe cazuri când unele persoane au visat ceva și atunci când ulterior au verificat, au găsit imagini intacte cu ce au visat sau au aflat că un anumit eveniment trăit în vis era identic cu unul din realitate. E cunoscut un caz celebru și datorită personalității celui căruia i s-a întâmplat. E vorba de savantul rus Lomonosov. Savantul și-a văzut odată în vis pe tatăl său care fusese eșuat pe o insulă nelocuită din Marea Albă. În urma unui naufragiu, la insistențele lui Lomonosov, fratele său împreună cu pescarii au plecat în căutare pe respectiva insulă, iar aceștia chiar au găsit trupul tatălui lui Lomonosov exact în locul indicat de vis. Sunt cunoscute cazuri de premoniție care i-au salvat de la moarte pe cei vizați. Astfel, o femeie din Austin a refuzat să se urce în avionul de Dallas, fiindcă în vis văzuse cum avionul se prăbușise în deșert, femeia nu s-a urcat, iar nici la 30 de minute de la decolare, avionul respectiv s-a prăbușit, neexistând niciun supraviețuitor. Dadasev, mediumul sovietic care a uimit lumea. O transmisie live din Moscova a făcut senzație. În sala de conferințe a hotelului Renaissance din Moscova, un bărbat legat la ochi vorbea cu o voce puternică. El ghicea gândurile unor spectatori aleși aleatoriu.
De fiecare dată omul ghicea spectatorul ales, confirmând, iar sala izbucnea în strigăte entuziaste și aplauze furtunoase. Omul se numea Tofik Dadasev și devenise cunoscut încă din anii 70, atunci când la primul congres internațional de psihotronică de la Praga, renumitul savant american Cliff Baxter, inventatorul detectorului de minciuni, l-a analizat pe Dadasev, după care a afirmat că acesta este cel mai puternic medium din lume și are puteri nebănuite. Dadasev avea capacitatea uimitoare de a citi gânduri aproape instantaneu, fără greșeală. De-a lungul timpului, rusul a participat la zeci de experimente parapsihologice incredibile. Prin puterea gândurilor sale, a neutralizat planuri teroriste și a ajutat la deconspirarea unor agenți secreți. După prăbușirea URSS, Dadasev a renunțat la colaborarea cu serviciile secrete ruse și a deschis un centru de investigații și tratament bazat în principiu pe vindecări medicale cu ajutorul telepatiei. Sinucideri misterioase. În luna martie a anului 1978, un fost dizident sovietic, Arkady Zverkov, se plimba cu un prieten austriac prin praterul vienez. Arkady obținuse cu greu pașaportul de exilant după ce petrecuse mai mulți ani prin lagărele comuniste. Era de 3 luni în Austria, țară care acordase azil politic. La un moment dat, un străin care nu vorbea bine germană l-a întrebat pe Arkady cât e ceasul. După acesta i-a spus, brusc străinul l-a apucat de mână pe dizident, s-a uitat obsesiv în ochii acestuia din urmă, în timp ce îi vorbea în limba rusă. Arkady se blocase, nu făcea niciun gest și a durat ceva până când amicul său a intervenit. Străinul s-a depărtat cu pași repezi, iar ce-a urmat frizează senzaționalul. Fără să scoată o vorbă, Arkady a plecat cu pași mari spre ieșirea din parc. Degeaba l-a strigat amicul, degeaba a încercat să-l oprească. Arkady nu s-a oprit până nu a ajuns în stradă și s-a aruncat în fața unui camion. Moartea s-a produs instantaneu. Munca celebrul a constituit și moartea cunoscutului actor și luptător de arte marțiale Bruce Lee. Din declarațiile martorilor, în ziua în care actorul a murit, se întâlnise cu un călugăr budist, care l-a apucat nejustificat de mână. Specialiștii în domeniu au susținut că organele interne ale lui Lee primiseră o comandă telepatică, altfel neputându-se explica ce a urmat. Actorul perfecționatos a murit în urma unor atacuri simultane la creier, inimă, ficat și plămân. Se poate spune că în trupul lui Bruce Lee se declanșaseră simultan 4 explozii. Inițial s-a dat vina pe un grup de călugări, practicanți de Kung Fu, înfuriați pe actor că făcuse publice tactici secrete de luptă secrete ce fuseseră bine păzite mii de ani. Școala asasinilor telepați. În laboratoarele secrete ale KGB-ului, savanții se străduiau încă din anii 40 să descopere cum funcționează și acționează telepatia, cum se poate implementa un gând sau un ordin în mintea cuiva și prin ce metodă se pot localiza obiecte necunoscute la distanță. Cititul gândurilor, mutatul obiectelor de la distanță, prezicerea evenimentelor din viitor. Multă vreme au fost privite cu superioritate de cei care se cred cât de cât intelectual. Motivul? Insuficiența dovezilor științifice. Adevărul? Dacă te uiți în trecut, vezi că asemenea capacități paranormale au fost constant folosite în scopuri militare și politice, iar guvernele au alocat fonduri uriașe pentru cercetări secrete. Dar ce modalitate mai bună de a ține publicul la distanță decât discreditarea adevărului? Și la asta cine se pricepea mai bine? KGB-ul. Abia după 1990 s-a aflat de experimentul Messing. Acesta a pus la cale un experiment celebru în care a fost implicat însuși Stalin. Messing a afirmat că va pătrunde în biroul lui Stalin trecând de gărzile de la intrare, care primiseră ordinul să nu-i permită accesul. Stăpân pe el, s-a apropiat de birou, a trecut pe lângă pasnicii care se retrag respectoși, iar chiar persoana care era de serviciu i-a deschis larg ușa. Astfel, stupefiat Stalin s-a trezit cu Messing în încăpere. Acesta i-a explicat dictatorului cum a trecut de gărzi, prin telepatie. Am sugerat mental gărzilor că sunt Beria, șeful poliției secrete sovietice, acesta fiind o persoană care intra de obicei nestingherită la Stalin. Aceasta a fost explicația lui Messing în anul 1940, înaltul oficial sovietic. Nicolae Bulganin l-a solicitat pe același Messing să-i găsească o servetă pierdută și în care avea documente ultrasecrete. Aflat în biroul lui Bulganin, Messing a vizualizat un pod peste micul râu din apropierea unei biserici și a văzut clar servieta care se afla sub pod. Agenții lui Bulganin s-au dus imediat la fața locului și au recuperat servieta. Se pare că Messing a prezis că în cazul în care atacă Uniunea Sovietică, Hitler va fi înfrânt în ziua de 4-5 mai.
Nu-i de mirare că liderul nazist pusese un premiu de 200.000 de mărci pe capul său. Tot Messing i-a prezis în 1940 lui Stalin că, în pofida tratatului de neagresiune semnat cu Hitler, Germania va ataca URSS-ul. Forța gândului. Criminali la distanță. Nici americanii n-au rămas în urma rușilor. E cunoscut programul JEDIS, un program prin care se antrenau soldați ca să poată folosi forța gândului în scopuri destructive. În presă au apărut informații scăpate despre Michael Ikenis, soldatul care putea să omoare o capră în mai puțin de un minut. O privea câteva secunde în ochi și animalului începea să-i curgă sânge din nări, îi ieșeau spume la gură, până când cutremura de spasme, se prăbușea la pământ. Dar gloria lui Ikenis, binecunoscut pentru experiența în lupta corp la corp și calitățile sale psihice, a durat până când acesta s-a îmbolnăvit de inimă și s-a retras din proiect. Proiectul a fost întrerupt în anii 70 din cauza neliniștilor pe care le-a provocat în organizațiile civile. Sunt totuși bănuiel că Jedi s-a închis doar de formă experimentele și antrenamentele, continuând în mare secret. Totul începuse în anii 60, când savanții americani au descoperit că focalizarea gândurilor negative sau răzbunătoare asupra drojdiei de bere îi inhibă dezvoltarea. Din 194 de mostre testate, 151 s-au oprit din creștere, chiar dacă cei care gândeau negativ asupra lor se aflau la kilometri distanță. Hotărârea s-a luat rapid, doar cum să lasă să le scape o asemenea armă, au spus șefii spionajului american. Un asasin care să nici nu se afle la locul crimei era varianta perfectă pe care și-o puteau imagina cei de la CIA și Pentagon. În proiectul Jedi s-a fost contactat binecunoscutul ocultist și adept al paranormalului Uri Geller, pe atunci foarte tânăr, dar acesta, îngrozit de scopul proiectului, a refuzat. Alți paranormali au acceptat însă colaborarea cu CIA. Se pare că CIA și FBI l-au folosit pe agentul Sam Tucker în scopul de a induce în mințile unor mafioți ideea că vor fi uciși de șefi rivali. Și așa a început un război între grupările mafiote și o adevărată vânătoare de nași. Tucker, conform unui raport al poliției, a fost găsit pe stradă mort plin de sânge. Nu murise împușcat, ci practic capul îi explodase. Concluzia unui reporter de la Globo a fost că Tucker dăduse peste un mafiot mult mai puternic în controlul gândului și pierduse lupta cu acesta. Reporterul făcea și o conexiune cu modul în care Ikenis ucidea animale. Vederea la distanță, experimentul Remote Viewing. Americanii s-au folosit de o capacitate extraordinară senzorială pentru a devoala secrete sovietice. În anul 1974, prin programul ultrasecret denumit Remote Viewing, au reușit să obțină planurile a mai multor baze militare sovietice. Acest program a antrenat spion să vadă cu ochii minți obiective aflate la mii de kilometri distanță. Se cunoaște cazul agentului cu nume de cod Pat Price, cel care a descris detaliat o locație militară situată în nordul munților Urali. Pus să spioneze cu ochii minții baza din Semipalatinsk, Price a descris sferele de 20 de metri diametru și macaralele uriașe construite cu ajutorul unor tehnici speciale pentru a sigila containerele cu bombe nucleare. Fotografiile din satelit au arătat ulterior că informațiile furnizate de Price erau cât se poate de corecte. Sovieticii l-au vânat pe agent și în urma unei scăpări a lui Price de la CIA au dat de el și în anul 1975 l-au lichidat cu ajutorul unui agent Scanners, adică un ucigaș ce folosea forța gândului. În realitate, sovieticii și aliații estici fuseseră primii care începuseră să studieze vederea la distanță în scopuri militare, dar americanii le luaseră fața, cum s-ar spune, depășindu-i net la acest capitol. Cutia neagră, proiectul sovietic. În anul 1973, Igor Vlatsky a divulgat un proiect secret militar sovietic care uza de o bază de cercetare psihică strict secretă din nord-estul Leningradului, cu numele de cod Cutia Neagră. Se pare că, la vremea respectivă, sovieticii deja erau capabili să fure documente aflate la mare distanță sau să defecteze anumite echipamente. Raportul spionilor americani din anul 1975 prezenta ultimele descoperiri ale cercetării parapsihologice cehe și sovietice, dar și noua știință folosită, PK, psihokinezie. Textul menționa și numele celor mai cunoscuți parapsihologi, Kulagina, Vinogradova și Ermolaev, care lucrau pentru sovietici. Astfel, despre Kulagina se afirma că are capacitatea
de a afecta țesuturile vii și e posibil să și-o exercite și asupra țintelor umane. Puterea Vinogradovei era de a muta obiecte și capacitățile levitaționale ale lui Ermolaev puteau fi folosite pentru a activa sau dezactiva sursele de curent, pentru a fura documente militare ori software. În urma acestui raport, comandanții unităților de rachete americane au fost înspăimântați deoarece posibilitatea ca rușii să facă nefuncționale rachetele balistice ale Statelor Unite, fie în silozurile lor, fie în zborul spre țintă, ar fi distrus capacitatea de intimidare nucleară americană. Din acest motiv, au fost investite fonduri uriașe în crearea de baze secrete de antrenament parapsihologic. Drept replică, americanii deschid programul Grill Flame, un program care avea menirea să-i descopere pe toți telepații din lume și să-i atragă în proiectele secrete americane. Cine refuza, risca efectiv neutralizarea. Concluzie. Războiul rece s-a încheiat, dar cercetările secrete nu. Azi atât rușii cât și americanii lucrează la programe telepatice de manipulare psihologică, sub sloganul de ce să omor atâta timp cât îi pot face să lucreze pentru mine. De altfel, Guvernul Statelor Unite a acuzat oficial Rusia de un gen de astfel de atac în timpul campaniei Trump vs. Clinton, ajutându-l pe primul să câștige. Și englezii au acuzat pe ruși de amestec în cazul Brexit prin aceleași metode telepatice de manipulare. Rămâne de văzut cum va reacționa Occidentul la această nouă provocare rusă. Prieteni, atât de la George Hodorogea pentru azi, sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă spun ca de obicei, pe curând!